Bună, dragilor! Bine ați venit pe canalul meu, eu sunt Beatricea și astăzi vă propun să pregătim un desert excelent de vară și anume crumble cu fructe de pădure. Este un desert cât se poate de simplu de realizat și poate fi pregătit cu practic orice fructe aveți disponibile, fie în stare proaspătă sau congelate. Eu am ales să prepar crumble-ul cu un mix de fructe de pădure. Am aici mure, afine, smeură și coacăze. Dacă la fel ca mine folosiți fructe congelate, nu este nevoie să le decongelați, le puteți utiliza direct din congelator. Adăugăm la fructe zahărul și amidonul de porumb și amestecăm totul bine. Vom transfera acum fructele într-un vas de copt. Eu am ales să prepar desertul într-un vas mai mare și trei forme ramekin mai mici. Alegeți varianta de servire care vă place mai mult. Pentru mine formele ramekin sunt minunate pentru prezentare, dar și mai comod de servit, fiecare oaspete având desertul său individual. Așadar, după ce am aranjat fructele în forme, putem pregăti așa numitul crumble, care nu este nimic altceva decât o crustă sfărâmicioasă. Pentru a grăbi procesul, eu am folosit un procesor de mâncare, însă cu siguranță puteți face totul și manual. Adăugăm făina și untul foarte rece de la frigider și procesăm totul împreună în intervaluri scurte, până când untul se încadrează uniform în făină. Acest lucru nu cred că durează nici 30 de secunde. Transferăm totul într-un bol și adăugăm sarea, fulgii de ovăz, la dorință puteți adăuga și nuci prăjite, eu am ales miez de nucă, alune și nuci pecan, toate tăiate mărunt și pentru o aromă plăcută de caramel voi folosi zahăr brun. Amestecăm totul bine împreună, puteți de asemenea adăuga și scorțișoară, coajă de portocală sau lămâie sau vanilie. Eu am adăugat puțină pastă de vanilie. Aș vrea să menționez de asemenea că în loc de făină albă puteți folosi practic orice altă făină doriți, cum ar fi făina integrală sau făina de ovăz. Iar acum nu ne rămâne decât să acoperim fructele cu compoziția obținută. Stratul de crumble nu trebuie să fie prea subțire, altfel se va muia de la sucul lăsat de fructe. Eu prefer o grosime între 1 și 2 cm. Vom da acum formele la cuptorul preîncălzit la 180 de grade, sus-jos, fără ventilație, timp de 40-45 de minute. Crusta s-a ruminit frumos, vom lăsa crumble-ul să se răcească puțin, după care îl putem servi. Acest desert este cel mai bine savurat anume în stare caldă. Îl puteți acompania cu niște înghețată, frișcă sau fructe proaspete. Crusta are o textură foarte crocantă și dulcie, balansată perfect de umplutura parfumată și ușor acrișoare de fructe de pădure. Linkul către rețeta integrală scrisă o găsiți ca întotdeauna în descrierea acestui video. Iar eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și vă invit cu drag să explorați și alte rețete de pe canal. Poftă bună! Pa, pa!